Am să iau câțiva dovleci din grădină, din care am să fac gem de dovleci. Haideți să preparăm pe aceștia. Am luat dovlecii din grădină. Acum, după ce i-am spălat, îi curăț de coajă. După ce am curățat de coajă, îl tai. Întâi pe jumătate, încă o dată. Cu lingura îi scot semințele. Și miezul. După ce am curățat bine pulpa, o mai tai o dată și o dau pe răzătoare, pe răzătoarea mare. Repet operațiunea până termin toți dovlecii pe care i-am de preparat. Mai cântărim o dată. Kg. Kg.
1 kg 100. Deci 5 kg 300 de grame. La această cantitate de 5 kg 200 am să pun 2 kg jumătate de zahăr. Le amestec. Deja pulpa începe să se înmoaie. Și să lase suc. Pulpa s-a muiat foarte bine. Și-a lăsat zeamă. Voi lua cratița, o mai las 5 minute și o pun pe foc la fiert. Am pus gemul de dovleac la fiert. Sunt primele clocote. De acum va trebui să aștept 2 ore să fiarbă, să scadă la cel puțin la jumătate. Iese doar pulpă de dovleac, dovleac plăcintar și zahăr. Las la foc mic și aștept să se facă. Gemul meu de dovleac a fi suficient. Acum îi pun 5 pliculețe de zahăr vanilat. După ce am pus zahărul vanilat, îl omogenizez bine și îl mai las 3 minute să fiarbă. Asta se împrăștie bine aroma de zahăr vanilat. Mă duc să iau o lingură și
și încep să-l pun în borcane. Îl mai las 2-3 minute și gata, îl pun foarte fierbinte în borcane. Să-l pun în borcane. Iau cu lingura și direct în borcan. Așa fierbinte după foc. Primul borcan este gata. Îi pun capa acum. Îl strâng bine. Îl dau o dată de două peste cap. Și gata. Trec la următorul. Următorul borcan. Îl umplu bine până sus, după care îl strâng cu capacul. Următorul borcan. Și în felul acesta voi proceda până la final, până le voi termina de umplut. Și mă apropii de final cu umplutul borcanelor. Până acum am umplut 11 borcane, borcane mici, de 280 de grame. Le umplu bine de tot, până sus, să nu mai rămână loc pentru aer. Și le strâng. Mai am, cred că, două borcane și termin. Borcanele cu dulceață de dovleac sunt gata. Am terminat. Am făcut 18 borcane de 280 de grame conținut.
300 de grame conținut. Sunt mulțumit. Este un gem dulce, bun, care poate fi făcut foarte ușor din resurse modeste, din dovleac. Încercați și voi.